Ați lansat un proiect important astăzi. Despre ce este vorba? Astăzi am prezentat proiectul care, ca dezvoltator imobiliar în domeniul logistica și industrial, am pregătit pentru De La Mod. De La Mod è un operator major în sisteme de logistica foarte avansată, nu se ocupa numai de stocare de marfa, dar se ocupa de stocare de marfe speciale, gen ADR sau temperatura controlată și a introdus în România un sistem de transport multimodal prin hub-uri numit Pallex. În această dezvoltare imobiliare, lungă un warehouse din gen standard, s-a dezvoltat acest sistem de cross-docare, care este primul și unic pentru moment. Sunteți unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de spații de logistică din România. Despre ce este vorba? Grupul nostru a dezvoltat în România peste 400.000 de metri pătrați de spații de industrie și logistică în diferite orașe din România, în special în București. Între aceasta se numără niște proiecte care astăzi încă sunt ținute ca repere, cum a fost Cefin Logistic Park sau A1 Industrial Park. În continuare dorim să rămânem unul dintre cei mai importanti dezvoltatori și ne-am pus ca obiectiv un obiectiv anual de aproximativ 50.000 de metri pătrați în următoarele 3 sau 4 ani.